motivate, evident. Centrul inaugurat astăzi este considerat un cadou special acum în prag de Crăciun, oferit copiilor cu autism și familiilor acestora care au mare nevoie de serviciile unei astfel de instituții. Organizația Inner Wheel Danubius Giurgiu a realizat acest centru cu resurse proprii și cu sprijinul unor personalități giurgiuvene. Aici vor lucra tineri specialiști care vor acorda copiilor cu autism și familiilor acestora toate serviciile de care au nevoie. Este mai mult decât ne-am propus inițial, că am reușit să aducem în stadiu de funcționare un centru care sperăm să fie apreciat în comunitatea noastră. Este bine de știut că acest lucru este făcut numai prin eforturile financiare ale clubului Inner Wheel. Și ale participanților, bineînțeles, la bal, cărora le mulțumim. Și eu personal doresc prin acești doi trandafiri să aduc omagiul meu, Monicăi și Alinei, care au fost inima și sufletul acestui centru. Și eu vreau să felicit colegele noastre de la Inner Wheel pentru implicarea în activitatea comunității, mai ales că au făcut un cadou deosebit copiilor cu deficiențe, mai ales în prag de sărbătoare. Sunt mulțumit și de faptul că autoritățile locale sunt alături de inițiativele Inner Wheel și clubului Rotary Danubius Giurgiu. Voi fi și eu alături de toate aceste acțiuni atât de necesare pentru tinerii cu deficiențe, copiii cu deficiențe, și voi sprijini toate inițiativele legislative referitoare la aceste probleme de sănătate ale unor copilași. Un vis împlinit categoric pentru noi ca și club și o mare realizare pentru comunitatea giurgiuveană și pentru părinții ai căror copii, din păcate, suferă de niște afecțiuni care necesită tratament continuu. Din punctul nostru de vedere, este categoric o satisfacție și o mulțumire, însă pentru ei, pentru aceste familii, considerăm un dar de la Moș Crăciun faptul că vor veni și vor face terapie și recuperare aici și nu se vor mai deplasa cu copiii la București sau în situațiile nefericite nu vor trece peste orele de terapie pentru că nu au posibilități să se deplaseze la București. Activitatea propriu-zisă a centrului de terapie va începe în luna ianuarie, iar până atunci vor fi evaluate dosarele copiilor aflați în evidență. Specialiștii acestui centru vor lucra în prima etapă cu 50 de copii până în luna iunie anul viitor. Urmează ca într-o a doua etapă, cel mai probabil din luna septembrie, să fie mărit numărul copiilor la 100.